pe românește. Marea este o apă folositoare. Ea se întinde de aici și până în zare. Se întinde și mai departe firește, dar marea aia nu se vede și nu ne privește. Vapoarele alunecă pe apă, fâș-fâș, ca la un fel de săniuș. Dar mai bine dacă privești, vezi că alunecă pe pești. Peștii sunt aici mulți, ca iarba, și cresc singuri, cum îmi crește mie barba. Marin Sorescu și o definiție a mării, o descriere a ei. Marin Sorescu din volumul Unde fugim de acasă. Povești, poeme, proze, o nebunie de copilărie. Același Sorescu. Marea mai zice că e un imens cer care s-a vărsat pe pământ și s-a făcut orizontal. De la poezia inconfundabilului Sorescu la povestea țesută în jurul cuvântului mare. Vorba lui Sorescu, unde fugim de acasă? Peste mări negre, adică foarte departe. Putem alege varianta de la mare până la mare, însemnând de la un capăt la altul al pământului. Hai să hoinărim sau hai să vânturăm țările și mările. Banii să avem. Darea trece marea. Cum se leagă lucrurile? A făgădui sau a cere marea cu sarea și oltul cu totul. Are sensul a făgădui sau a cere prea mult. A încerca marea cu degetul înseamnă a încerca să rezolvi ceva la întâmplare, cu foarte puține șanse de reușită. Apropo de mare, mai bine să te plimbi cu vaporul decât să caști gura prin muzee. În primul rând că apa n-are titluri, valurile n-au titluri. Cine să se joace așa? Tot Marin Sorescu. Dacă este mare, e și soare. Strașnic năvod mai am. Vreau să prind cu el acum soarele. Doar atât, soarele. Și să-l pun la sărat. Poate ține mai mult. Nu te mai saturi de Sorescu, acel copil neastâmpărat, iscoditor și năzdrăvan, ce se joacă dezinvolt cu lucrurile și cu noțiunile tradiționale, anchilozate, ruginite, obosite. Sorescu, în viziunea lui, Ion Dodu Bălan, critic și istoric literar. Și cred că în viziunea noastră, a celor mari care trăiesc bucuria de a fi copil, intens și dincolo de timpul obiectiv.